Elena Udrea este optimistă în ceea ce privește șansele de a prelua conducerea PDL. Până în prezent, principalul contracandidat fiind actualul președinte, Vasile Blaga. Consider că în acest moment Partidul Democrat Liberal are nevoie de un om cu energie, de un om care își dorește să conducă partidul, să facă cu adevărat opoziție, să vină cu idei noi pentru electoratul partidului, să vină cu o reformă pentru membrii PDL și un om care poate să se bată credibil cu actuala putere. În acest moment sunt cel care poate să conducă Partidul Democrat Liberal și omul care poate să dea partidului ceea ce are nevoie acum. Elena Udrea a mai declarat că, indiferent de rezultatul alegerilor din PDL, de pe 23 martie, imaginea președintelui Traian Băsescu nu va fi afectată. Nu are candidatura mea, nu are legătură cu Traian Băsescu, așa cum am mai spus, eu sunt Elena Udrea, am avut o activitate în partid care îmi dă posibilitatea ca membrii să mă judece pentru ceea ce am făcut eu, atât ca PDL, membru PDL, cât și ca ministru atunci când am ocupat această funcție. Nu am luat în calcul varianta în care aș pierde aceste alegeri.